Lucrările au fost prezentate de profesoara Viorica Petrovici, membra a Uniunii Scriitorilor din România, iar evenimentul s-a desfășurat cu prilejul zilelor Sucevei. În perioada 1 februarie 2014, Asociația Multicare Suceava, alături de Asociația Contrast E Suceava, Asociația Seva Suceava, Asociația Safe Suceava, Asociația de Părinți a Școlii numărul 4 Regina Elisabeta Rădăuț și Televiziunea Intermedia Suceava au derulat campania Cultura Unește Bucovina. Obiectivele campaniei au constat în valorificarea potențialului creat și promovarea artiștilor și autorilor bucovineni, educarea prin cultură a tinerei generații, descoperirea și promovarea tinerelor talente. Primul proiect al campaniei l-a constituit editarea romanului Ce dulci sunt fructele amare, al scriitoarei Luminița Aldea, aflat în manuscris din anul 2011, însă pe parcursul campaniei și datorită interesului ridicat al sponsorilor, s-a concretizat posibilitatea reeditării romanului acasă. Mai mult decât atât, datorită succesului avut de această campanie, a fost editată și o broșură cu cele mai frumoase poezii ale autoarei, pe ale cărei versuri au fost creionate schițe realizate de elevi de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, coordonați de către profesoara Camelia Rusu Sadovei. Totul a pornit de la o idee și nu vreau să spun prea multe vorbe, important e că s-a concretizat. A fost o provocare foarte mare și ne-a dovedit faptul că atunci când suntem uniți, când formăm o echipă, putem realiza ceva. Timp de 3 ani eu și eu pe de-o parte, Luminița pe de cealaltă, am tot încercat să găsim o soluție să edităm ultima ei carte, însă n-am reușit, 3 ani de zile. Și când am spus mai multor oameni și am spus ideea, deja ne-am unit o echipă și iată pe toți aici în fața dumneavoastră și ea și în spate. Toți de aici suntem o echipă până la urmă. Și iată că a fost posibil ceva ce părea foarte utopic, chiar nu vine să cred. Eu mă aflu aici și încă nu vine să cred, nu vine să mă ciupesc. Dar iată că e adevărat și să știți, vă spun un lucru, nimic nu este imposibil. Dacă aveți o idee grozavă, puneți-o în aplicare, dar nu singur, uniți-vă. Totul a fost posibil datorită Luminiței și cărților ei, deci interesul i-a acordat cărților ei. Foarte mulți cititori, atât din Suceava, din țară, din străinătate, au solicitat cartea și atunci așa a fost posibil să adunăm suma necesară. Recenzia romanului Ce dulci sunt fructele amare a fost scrisă de profesoara Paula Ciobucă din Rădăuți, iar recenzia romanului acasă de profesoara Viorica Coroamă, tot din Rădăuți. Cristina Nistor, masterand la Universitatea de Artă George Enescu din Iași, a asigurat grafica romanului Ce dulci sunt fructele amare, iar profesoara Camelia Rusu Sadovei pe cea a romanului acasă. E o carte care, după primele 10 pagini, dă impresia de simplitate, naturalețe și chiar un romantism puțin romanțat, după care te captivează efectiv cu stilul său și cu modul de abordare a problemelor. Veți întâlni în această carte, dacă o veți citi doar o singură dată, o poveste a vieții unei femei. Dacă o veți reciti, veți vedea cu adevărat metafora. Nu veți vedea doar pe Daria Elimescu, ci veți vedea sufletul Luminiței Aldea. Ceea ce spuneam adineauri, e recomandarea mea din finalul recenziei. Luminița Aldea afirmă undeva că nu e bine să lași pe cineva să-ți omoare visurile. Asta îi recomandam și eu la finalul recenziei. Și îi spuneam atât. Luminița Aldea, aparții acestei lumi. Te văd un deschizător de drumuri în lumea cuvintelor. Pui mult suflet și transmiți sentimente. Să nu lași pe nimeni să-ți omoare visurile. Cartea Luminiței Aldea, acasă, este o complexă și complicată introspecție în universul lăuntric al ființei umane. De un tragism demn de Sofocle și Euripide, autoarea surprinde cele mai nebănuite ascunzișuri ale personajului principal al romanului Mariana, o fetiță crescută la casa de copii. Cu tremurătoare mi s-au părut paginile primului volum, care putea constitui o carte de sine stătătoare, cel mai veridic, pentru că, dacă poate fi grad de comparație aici, pentru că acolo suferința e vie, migrează din fila scrisă în ființa cititorului și mărturisesc
că nu puteam înainta cu lectura pentru că plângeam cum n-am mai plâns la vizionarea vreunui film sau la lectura vreunei cărți. Mai trebuie să mulțumesc și sponsorilor. Oricâtă dăruire ar fi avut organizatorii, dacă sponsorii nu dădeau bani, nu se realiza nimic. Deci au și ei partea lor esențială de merit în acest proiect. Și acum să ne întoarcem la cărți. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu a doua ediție a romanului Acasă. Este un roman care s-a epuizat la prima ediție. Așa cum am spus și altă dată, este testamentul meu ca trăditoare a stovelor. Am vrut să surprind într-o carte sufletul neamului meu. Cel puțin asta mi-am propus. Nu știu dacă am reușit. Asta trebuie să-mi spuneți dumneavoastră. Am dedicat această a doua ediție a romanului Acasă părinților mei de la Mălini și, în egală măsură, copiilor mei. De la unii am primit o moștenire, celorlalți le-o las. A doua carte care apare astăzi, Ce dulci sunt fructele amare, de fapt este al treilea roman al meu. Este un roman alegoric. Nimic din ceea ce am pus eu la prima vedere în carte nu este și în realitate. Și să o luăm pe rând. Geremia Chermani este un italian venit cu afaceri în România. Este fascinant, diaponic, cum să zic, cred că am adunat în el toate relele Occidentului și le-am pus într-un personaj. De aceea, prin el întruchipez Occidentul, așa cum este. L-am pus față în față cu o profesoară de română, Daria Irimescu, în care am întruchipat România, așa cum era ea la Revoluție. Este clar că nu era pregătită să se ciocnească cu Occidentul, despre care trebuia să descoperim noi ca români că e mult, mult mai materialist decât comunismul. Asta a fost marea lecție pentru noi, să descoperim că nu sunt îngeri în Occident, că doar banul primează și că pare că totul ne strivește dacă nu ne pregătim pentru lumea asta rapace. Impactul dintre cele două personaje și cele două lumi este răvășitor, cel puțin la început, pentru Daria mea. O face praf cel venit de departe cu pretenții. Dar pentru că am întruchipat în ea România, nu aveam voie să o las prea mult în genunchi și renaște ca o pasăre Phoenix, după ce își învață lecția. Sper și noi, ca țară, să ne învățăm lecția. Cărțile Luminiței Aldea au apărut la tipografia Mușatini și pot fi cumpărate de la Librăria Cărturești.